Atunci când am văzut desfășurându-se acest conflict care, iată, ține de zile în șir, noi la Matinal ne-am propus să nu migrăm către zona politică, pentru că acolo sunt oameni care au un cuvânt real de spus în acest context, dar ne-am pus o altă întrebare. Ce simt acești oameni în această perioadă? Iar din perspectivă psihologică am vrea noi să abordăm mai degrabă lucrurile și vorbim despre trauma războiului, despre cum să depășim această etapă, poate despre cum le explicăm copiilor, ce se întâmplă în jurul lor, despre frică și anxietate. Și ne este alături în această dimineață Loredana Latiș, psiholog. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am regăsit! Sunt coach ca să fac punctajul potrivit. Și da, într-adevăr, este o perioadă foarte dureroasă pentru toată lumea, dar în special pentru oamenii din Ucraina. Și, într-adevăr, tot acest război lasă traume foarte mari. Deja suntem în procesul traumatic și există și o parte bună în toată această situație, că spre deosebire de bunicii noștri care au trecut prin război și nu au avut după aceea cum să se vindece decât pur și simplu natural sau au transmis din generație în generație mai departe, acum, în situația actuală, pentru că sunt foarte mulți psihologi, sunt foarte mulți coach, este deja o altă abordare. Eu am așteptări ca aceste traume ale acestor războaie, practic, sau ale acestui război să se vindece mult mai repede. Însă acum, în acest moment, este clar o traumă extraordinar de mare, atât a celor care trec efectiv prin acest război, cât și a noastră, a celorlalți care suntem cumva spectatori mai apropiați sau mai depărtați. Loredana, aș vrea să ne propunem în această dimineață împreună un exercițiu de imaginație. Avem timp atunci când suntem în mijlocul evenimentelor să ne gândim la trauma care se instalează? În principiu nu avem timp. De aceea noi de foarte multe ori exact în mijlocul evenimentelor ce facem, împietrim ca să putem să trecem peste traumă. Și este un mecanism de supraviețuire care funcționează. De asemenea, dacă tot știm aceste mecanisme, în momentul traumei poate este bine, chiar dacă nu avem niciun fel de pârghie de care să ne agățăm atunci, să ne spunem în mintea noastră: o să treacă. Este doar un moment, este doar o perioadă, dar o să treacă. O să reușesc să trec peste această situație. De asemenea, dacă sunt oameni în jurul nostru, copii, adulți și așa mai departe, să le spunem: o să reușim. Nu ești singur, nu sunt singură. Adică partea aceasta de a nu fi singur ajută extraordinar de mult, mai ales în contextul actual, așa mondial. Este foarte bine că restul globului susțin practic și încurajează toți oamenii din restul globului, încurajează partea sau oamenii care trec prin această traumă din Ucraina. De aceea e important un mecanism mental de autoconservare și de autoîncurajare. Nu sunt singur, o să treacă, o să reușesc și sigur o să fie bine. Adică cumva să ne facem acest dialog, pentru că altfel opusul acestui dialog este: aoleu, dacă mor, dacă moare copilul, dacă moare soțul, dacă ce se întâmplă, Dumnezeule, nu mai pot să trăiesc, ce fac eu? Adică întrebări de altfel valide, întrebări de altfel foarte adevărate, nu-i nimic fals în ele, doar că perspectiva din care te raportezi în acel moment la acea traumă poate fi o perspectivă epuizantă, efectiv epuizantă, care să te împiedice ulterior chiar să te salvezi. Te împiedică efectiv să te mai dai jos din pat. Poți să și paralizezi de frică. Observați că sunt situații în care eu acum, în perioada asta, chiar lucrez cu oameni pe direcția aceasta, cu oameni care nu sunt acolo efectiv, vorbesc cu români, nu sunt acolo, sunt aici, dar cu toate acestea au paralizat de frică și le e frică să mai iasă din casă sau să se dea jos din pat, cu toate că nu vorbim de un război la noi. Înțelegi ce se întâmplă? De aceea este foarte important să ne păstrăm, noi ca spectatori și cei care sunt acolo în interiorul traumei, să preluăm controlul gândurilor noastre. Este singura noastră, vreau să zic armă, dar nu este armă, este singurul nostru instrument valabil care să ne ajute să putem să traversăm acea perioadă, să putem să mergem mai departe, fără a genera noi la rândul nostru traume celor din jurul nostru. Pentru că noi, cu spaima pe care o avem, cu empatia într-un mod cumva venit dintr-o rană pe care le avem, putem mai mult rău să facem decât bine. Să ne aducem aminte, dacă vrem să ajutăm cu adevărat poporul ucrainean și dacă vrem să ne ajutăm cu adevărat pe noi
Și oamenii din jurul nostru să ne aducem aminte de următorul principiu. Dacă vrei să salvezi pe cineva, este esențial să te salvezi tu în primul rând, să-ți pui ție masca pentru ca tu, într-adevăr, să poți supraviețui pentru a putea ajuta pe altcineva. Dacă nu, vei cădea în spatele cuiva, în cârca cuiva să te ajute pur și simplu prin faptul că vei deveni inert și în loc să ajuți pe ceilalți, vei deveni practic o povară în plus. Vorbesc pentru noi cei care suntem oarecum spectatori la acest război și atunci este nevoie ca noi să ne păstrăm integritatea emoțională și psihică pentru a fi cu adevărat de ajutor celor din jurul nostru care chiar au nevoie de ajutor și chiar sunt extraordinar de încântată și de fericită că poporul român s-a mobilizat într-un mod exemplar și mă bucur, asta înseamnă că noi ca popor am trecut de diversele rând pe care le aveam și nu am stat să ne uităm, stai să vezi că ce ne-au făcut, ce ne-au făcut ucrainienii, nu, efectiv de la suflet la suflet. Este un lucru extraordinar, este o dovadă de vindecare emoțională a noastră ca popor și sunt foarte fericită pentru acest lucru. Loredana, vorbeam cu Amadeu mai devreme despre vulnerabilitate și ți-aș propune să începem noi seria de destăinuiri. Îți mărturisesc că zilele acestea mi-a fost foarte, foarte greu să mă concentrez pe mine. Mi-a fost foarte greu să fiu în propriul corp, mi-a fost foarte greu să deschid televizorul. Când îl deschideam, totuși rămâneam captivată și așezată pe canapea minute, ore în șir. Am reușit printr-o respirație conștientă să mă gândesc că sunt aici, cu recunoștință, să-mi adun puterile și gândurile, dar e greu. E această energie pe care fie că o conștientizăm sau nu, e o energie colectivă care circulă în aceste zile. Tu cum reușești să-ți alini anxietatea, să reușești să-ți deschizi sufletul, iată, să zâmbești în această dimineață alături de noi pentru cei care ne urmăresc? Este foarte simplu. Am ales frecvența iubirii. Este foarte important să înțelegem că sunt în viață lucruri pe care noi le putem controla și lucruri pe care noi nu le putem controla. Iar eu am făcut o analiză că prima reacție pe mine m-a prins chiar în timpul cursului. Aveam curs când a izbucnit războiul. Practic de miercuri până duminică eu am avut curs și noi am rămas funcțional și în timpul cursului. Și este foarte important să înțelegem că pentru a scăpa de frică, este esențial să-mi clarific ce pot eu cu adevărat schimba. La ce anume mă pot eu raporta ceva ce eu chiar pot schimba? Păi singurul lucru din lumea asta pe care eu îl pot schimba este starea mea. Pe care eu îl pot gestiona este starea mea. Eu nu pot schimba și gestiona starea celorlalți. Nu pot schimba și gestiona războiul. Eu, Loredana Latiș. Dar ce pot să fac eu, Loredana Latiș, este ca eu să-mi gestionez starea astfel încât să rămân un stâlp de susținere emoțională, psihologică pentru oamenii din jurul meu. De aceea am reînceput sesiunile de mentoring, tocmai din acest mod, pentru a învăța cumva oamenii să-și direcționeze atenția spre ei înșiși. Aceasta este adevărata noastră putere. Și evident, să nu mai stăm la televizor de dimineață până seara, să nu mai intrăm pe Facebook pe toate articolele de toate tragediile, să ne controlăm cumva acești stimuli care vin din exteriorul nostru, astfel încât să nu ne mai debusoleze. Pentru că în prima reacție și eu am simțit tristețe, foarte multă tristețe am simțit în prima reacție, pentru că acești oameni suferă extraordinar de mult și în secolul acesta pentru mine este cumva de neînțeles cum a rămas ca un om atât de nevindecat cum este Putin în acest moment, atât de nevindecat emoțional să producă atât de rău prin nevindecarea lui, însă este o lecție de care noi ca omenire clar aveam nevoie. Pe de o parte, iar pe de altă parte, desigur că am simțit teamă în sensul că am zis nu știu cum ce se întâmplă, cum escaladează, dar am zis ok, indiferent ce se va întâmpla, eu aleg să trăiesc până când voi muri. Să nu mor înainte să mor, dacă se înțelege ce vreau să spun. Adică să fiu în vie, chiar dacă mai simt teamă, chiar dacă mai simt bucurie, chiar dacă să-mi dau voie să mă bucur, să-mi dau voie să mă machiez, de exemplu, da? Să-mi dau voie să-mi continui proiectele în continuare, pentru că doar așa voi putea susține cu adevărat oamenii care au nevoie. Nici de cum nu voi susține dacă eu voi sta în vârful patului cu plapuma pusă în cap și voi plânge continuu și voi fi disperată. De aceea este foarte important să ne dăm voie să fim vulnerabili, să ne dăm voie să simțim ceea ce simțim, să stăm cu ceea ce simțim, să analizăm pentru a lăsa cumva acea trăire să se scurgă și să alegem conștient spre ce vrem să ne îndreptăm atenția. Este extraordinar de important să înțelegem lucrul că
ceea ce eu pot controla în lumea asta cu adevărat sunt doar eu, doar stările mele emoționale, doar pe aceea eu le pot controla. Nu pot controla războiul, nu pot controla ce fac ceilalți, dar în schimb mă pot controla pe mine și pot controla mediul pe care eu îl co-creez cu oamenii din jurul meu. Aceasta, din perspectiva mea, este soluția. Să ne dăm voie, fără să ne simțim vinovați, să zâmbim, să fim fericiți, să mergem mai departe, în același timp să trăim și perioade de tristețe, să trăim și perioade de furie, poate, și perioade de supărare. Este firesc. Toate fac parte din viață. De aceea este important să rămânem, să fim vii. Aici este soluția. Să nu împietrim. Aici este foarte marele pericol în care noi împietrim. Nu știu dacă știți de acel experiment în care un miel Te rog, Loredana, să mai intri alături de noi în cadrul emisiunii matinalului, pentru că avem nevoie să te auzim în mai multe zile. Avem nevoie să ne obișnuim cu un astfel de discurs, avem nevoie să ne obișnuim să zâmbim și îți mulțumesc că astăzi ne ești alături. Îți doresc mult spor în ceea ce faci și îți mulțumim că, iată, ai reușit să aduci o altfel de perspectivă în această dimineață asupra acestui subiect. Cu multă iubire, mulțumesc!